horoscop. Poftiți! Neața din nou, pentru că ziua începe cu un aspect favorabil între Luna din Taur și Neptun din Pești și se continuă sub influența Lunii în Taur în relație pozitivă cu Pluto în Capricorn, vorbim de un climat favorabil oficializării relațiilor de durată. Revine această datorie Racilor și Scorpionilor. Berbec, atrage respectul celor din jur dacă te tratezi pe tine însuți în același mod. Vei căpăta autoritate în relațiile cu ceilalți. Taur, prietenii te inspiră să acorzi mai multă atenție plăcerilor mărunte ale vieții. Uneori este bine pentru tine să lași garda jos. Gemeni, ar fi mai indicat să te ții departe de mediile gălăgioase astăzi. Acordă-ți mai mult timp ție însuți, făcând ceea ce îți place. Rac, organizează o ieșire neoficială cu asociații. Trebuie să vă consolidați legăturile și în afara mediului profesional. Leu, petreceți timpul liber într-un cadru restrâns în mijlocul celor dragi. Ai nevoie să te destinzi într-o atmosferă caldă și liniștită. Fecioara, interesează-te mai mult care sunt pasiunile și preocupările culturale ale partenerului. Puteți să vă bucurați de ele împreună. Balanța, chiar dacă treci prin greutăți acasă, acestea au rolul să vă aducă mai aproape. Relația voastră se va consolida vizibil. Scorpion, dacă te vezi cu cineva, dar nu este nimic sigur încă, s-ar putea să treceți la nivelul următor. Puteți construi multe împreună. Săgetător, caracterul pragmatic te ajută și în familie. Îți manageriezi mai bine timpul dedicat casei, dar și pe cel destinat apropiaților. Capricorn, ești cu partenerul, socializează, bucură-te de pasiunile tale. Dedică-ți timp satisfacerii propriilor doleanțe. Vărsător, rezervă-ți orele libere pentru a le petrece cu familia. Este important să vă bucurați de timp de calitate împreună. Pești, se anunță o zi bună pentru a relua relații de prietenie mai vechi sau pentru a consolida legături noi. Fii activ pe plan social. O zi cât mai frumoasă! Mulțumim, Anca Martin!